În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, ne aflăm din mila Domnului în zi de mare sărbătoare. Prăznuim înălțarea Sfintei Cruci. Această sărbătoare ne aduce aminte de Vinerea cea Mare, Vinerea Sfintelor Pătimiri. Zi de mare durere pentru tot neamul creștinesc, ziua răstignirii Domnului Hristos. Drept dovadă, la Sfânta Liturghie astăzi s-a citit aceeași Evanghelie care se citește în Vinerea Mare, în care ni s-a istorisit evenimentul crucificării de pe Golgota, rememorând astfel toată jertfa dureroasă pe care Domnul Hristos a adus-o pe cruce. Suntem îndemnați să înțelegem mai bine importanța Sfintei Cruci și cât de scump este pentru noi creștini ortodoxi acest altar dumnezeiesc. Pentru aceasta, noi serbăm acest praznic cu multă umilință, cu înfrânare și cu post în orice zi a săptămânii ar cădea, ca să fie scoasă mai mult în lumină strălucirea Sfintei Cruci. Ea este încadrată în rânduiala Bisericii de două duminici. Mai întâi, duminica trecută, care a fost duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci și care anul acesta a căzut în aceea zi cu praznicul nașterii Maicii Domnului, și apoi mai avem ziua de mâine, duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Acest lucru se mai întâmplă doar cu alte două praznice, cu nașterea și botezul Domnului. Astăzi comemorăm descoperirea acestui lemn prețios, prin care a venit bucurie la toată lumea. Trebuie să știm că după răstignirea Mântuitorului, crucea s-a pierdut vreme de aproape 300 de ani. De-abia după Sinodul I Ecumenic, din anul 325, de la Nicea, de-abia atunci, Sfânta Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a plecat la Ierusalim ca să calce pe sfintele locuri în care a călcat și Hristos. Și mai ales dorind să descopere crucea sa, cu ajutorul căreia fiul ei, Constantin, ajunsese împărat peste tot Imperiul Roman, învingându-l cu ajutorul Sfintei Cruci pe Maxențiu cel Păgân. În ziua dinaintea luptei decisive, împăratului Constantin i s-a arătat pe cer Sfânta Cruce și alături cuvintele: cu acest semn vei învinge. Și așa a fost. Acum, Sfânta Elena a plecat din Nicomidia, a trecut prin Turcia și Cipru de astăzi și a ajuns la Ierusalim. Dar sfintele locuri arătau total altfel decât își imagina ea. Aceasta pentru că mai înainte, în anul 136, în urma unei răscoale a iudeilor, împăratul Adrian a dărâmat întreaga cetate a Ierusalimului și chiar deasupra mormântului Domnului nostru Iisus Hristos a ridicat un templu păgân închinat zeiței Afrodita. Ajungând acolo,
nici nu știa inițial de unde să înceapă căutarea, căci evreii care locuiau atunci în Ierusalim, când erau întrebați unde este dealul Golgotei, refuzau să-i răspundă, mâhnindu-se și rugându-se Mântuitorului mult, iată că a venit un om bătrân pe nume Iuda și acela i-a spus că templul Afroditei se află exact deasupra locului răstignirii lui Hristos. Pe loc a și poruncit să fie dărâmată capișa idolească și să fie înlăturate zidurile și pietrele și au început săpăturile. Nu după multă vreme, după cum ați auzit și la Sinaxar, a fost descoperit mormântul Domnului Hristos. Și mai apoi, nu departe, au fost găsite și trei cruci, cea a Mântuitorului și cele două ale tâlharilor. Acestea erau aruncate după răstignire de către iudei pentru a șterge urmele Mântuitorului pe acele locuri. Au fost aruncate într-o cisternă, adică cisterna este un bazin săpat în stâncă, în adâncime, în care se colecta apa de care era nevoie în anotimpul secetos. Cei care ați fost la Sfintele Locuri, la Ierusalim, ați și coborât, probabil, acolo și v-ați închinat la locul unde a fost aflată Sfânta Cruce. Nu știau la început care este crucea Mântuitorului din cele trei. Și atunci, Patriarhului Ierusalimului, care era atunci pe nume Macarie, i-a venit o idee inspirată care s-a transformat într-o adevărată minune. Trecând un cortegiu funerar, atunci el a poruncit să se oprească și luând cele trei cruci, pe rând le-a atins de femeia moarte care era dusă la groapă. Când a fost atinsă de crucea Mântuitorului, ea deodată a înviat, ridicându-se cu puterea Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Vizibil emoționată și plină de entuziasm, Sfânta Elena s-a închinat alături de toată suita Sfintei Cruci, iar mai apoi Patriarhul Macarie, vrând să o vadă toată mulțimea care era adunată acolo, s-a urcat pe un loc mai înalt, ca un amvon, și a înălțat Sfânta Cruce. Și toți deodată au început să strige, Doamne, miluiește! Acest eveniment a avut loc într-o zi ca cea de astăzi, în 14 septembrie, în anul 326. De atunci este ținută sărbătoarea aceasta în Biserica noastră Ortodoxă, iată de aproape 1700 de ani. În semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu, Sfânta Elena a ridicat mai apoi mai multe biserici la Sfintele Locuri. Mai întâi a ridicat o biserică lângă mormântul Domnului, apoi una în grădina Ghetsimanii, unde este mormântul Maicii Domnului, alta în Betleem, la peștera nașterii lui Hristos, și alta pe muntele Eleon, pe muntele Măslinilor, la locul de unde s-a înălțat Mântuitorul la ceruri. Istoria crucii continuă cu anul 615, atunci când perșii, sub împăratul Cosroe, au cucerit și au jefuit Ierusalimul, luând cu ei și Sfânta Cruce. De-abia după 14 ani, oștirile creștine, bizantine, sub conducerea împăratului Heraclie, i-au alungat pe păgâni și au redobândit Sfânta Cruce. Victoria a fost sărbătorită în cel mai potrivit mod, și anume ceremonia aceasta înălțării Sfintei Cruci a fost din nou săvârșită.
în ziua de 14 septembrie, în anul 630. Atunci, din nou, de data aceasta, Patriarhul Zaharia a înălțat Sfânta Cruce înaintea poporului, care, la unison, cântau Doamne, miluiește! Acest ritual vechi de secole, în zilele noastre se repetă în fiecare an cu prilejul acestei sărbători în bisericile ortodoxe. De pildă, aseară, în timpul slujbei praznicului, preotul a scos Sfânta Cruce din Sfântul Altar, frumos împodobită, cu flori și cu busuioc plăcut mirositor, a ridicat-o, a înălțat-o înaintea tuturor credincioșilor ce erau de față și apoi a pus-o la închinare, după cum vedeți, unde va și rămâne până la sfârșitul acestei sărbători, adică până sâmbăta viitoare. Iubiți frați în Hristos, noi, creștini ortodoxi, cinstim Sfânta Cruce și ne închinăm ei pentru că ea este primul altar, cel dintâi pe care s-a răstignit, pe care s-a jertfit Domnul Hristos pentru noi păcătoșii. Răstignindu-se pe ea, El a transformat-o dintr-un obiect de ocară, căci pe cruce erau răstigniți cei mai mari nelegiuiți. Dintr-un obiect de ocară a transformat-o într-un obiect de cinste și de închinare. Pe cruce a murit Hristos, dar după 3 zile a înviat. Și astfel, din semn de bagiocură, din semn al morții, crucea a devenit semn al învierii, al biruinței asupra morții, al binecuvântării. Există o legătură întotdeauna între cruce și înviere. De aceea și astăzi am auzit la Sfânta Liturghie, cântându-se în locul obișnuitului Sfinte Dumnezeule, s-a cântat crucii tale ne închinăm Hristoase, Stăpâne și Sfântă, învierea ta o lăudăm și o slăvim. Pe lemnul crucii s-a prelins scumpul sânge al Domnului Hristos și astfel ea a fost sfințită și a primit putere din puterea jertfei mântuitoare a Domnului Hristos, devenind astfel o armă nebiruită de neînvins. Așa cum auzim de fiecare dată la taina Sfântului Maslu, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei. De aceea, pentru noi, cei care credem, crucea este, așa cum ne spune Apostolul Pavel, ne-a spus astăzi în Apostolul ce s-a citit, puterea lui Dumnezeu. Iar pentru cei ce pierd, adică pentru cei ce nu cred, ea este nebunie. Cu alte cuvinte, pentru cei care nu cred, cinstirea crucii nu are nicio noimă. Ei știm care sunt acești oameni. Coincidență sau nu, dușmanii Maicii Domnului, dușmanii Sfinților, sunt și dușmanii crucii lui Hristos. Trebuie să ai mintea vătămată ca să culești pe Maica Domnului, să spui că e o femeie oarecare, pe ea cea care l-a făcut pe Dumnezeu cel nevăzut, văzut, în pântecele căreia a încăput cel neîncăput, pe ea cea care, plină fiind de Duhul Sfânt, a spus, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Mare vătămare la minte. Și tot așa trebuie să ai mari probleme ca să mărturisești că Sfinții nu trebuie cinstiți. Ca și cum Mântuitorul a greșit atunci când i-a cinstit pe Sfinții Apostoli, spunându-le, voi sunteți prietenii mei. Oare nu este o cinste aceasta? Ca și cum Apostolul Pavel a greșit atunci când le-a scris corintenilor, spunându-le,
Au nu știți că Sfinții vor judeca lumea? Nu trebuie cinstiți Sfinții. Ba da. Sau, în ce privește Sfânta Cruce, oricine, orice ar zice, să știm că Hristos nu poate fi despărțit de cruce niciodată și nici crucea de Hristos. Așa cum ne spunea și scumpul nostru părinte Stares Ghelasie, Hristos fără cruce este un Hristos mincinos. Iar crucea fără Hristos este doar un obiect, fără nicio putere. După cum mai vedem pe câte o persoană având la gât un lănțișor pe care sunt înșirate pe lângă o cruciuliță și un trifoi cu patru foi, o potcoavă, o inimioară sau un semn zodiacal, neavând nicio valoare acest amestec. Sfânta Cruce trebuie purtată la piept, așa, doar ea, pentru că ea ne apără de toate cele rele. De aceea trebuie să ne ferim ca de foc de cei care hulesc pe Maica Domnului, pe Sfinți și, și Sfânta Cruce. Căci acolo, la foc, la durere și la chin, ei îi trag pe toți cei care îi ascultă și îi urmează. Cum să crezi că vreme de 1800 de ani până au apărut aceste credințe, aceste secte, cum să crezi că până atunci nu s-a mântuit nimeni, nu? Căci aceasta înseamnă, dacă ei socotesc că e greșit să te închini Sfintei Cruci, să preamărești pe Maica Domnului și să cinstești pe Sfinți. Ca și cum până au apărut ei, raiul a fost gol. Total absurd. Iubiți credincioși, crucea Domnului Hristos ne însoțește pe noi de-a lungul întregii vieți. Ea este emblema sau elementul distinctiv prin care ne este nouă propriu, nouă creștinilor, tuturor. După cum la stână ciobanul obișnuiește ca oilor sale să le pună un semn pentru a le deosebi de cele străine, la fel și păstorul nostru cel bun, Domnul nostru Iisus Hristos, a pus oilor sale cuvântătoare, adică nouă, celor pentru care s-a jertfit pe cruce, a pus un semn, semnul său, ne-a pecetluit cu el, când? La Sfântul Botez, atunci când preotul a făcut semnul Sfintei Cruci și ne-a pecetluit pe toți, pe frunte și pe piept, la gură, nas și urechi, la mâini și la picioare, din creștet până în tălpi, suntem pecetluiți cu Sfânta Cruce încă de la botez. Ea ne-a pecetluit, ne pecetluiește toate simțurile. Și din acel moment, noi nu mai suntem ai noștri, nu mai aparținem lumii acesteia sau stăpânitorului acestei lumi, care este diavolul, ci aparținem în întregime Mântuitorului Hristos, fiind parte a turmei sale sfinte și alese. Vedem Sfânta Cruce peste tot în biserici și peste tot în casele noastre ale creștinilor ortodoxi. Aceasta pentru că ea este semnul lui Hristos, semnul Fiului Omului care se va arăta pe cer la sfârșitul veacurilor. Semnul crucii e și chemare în ajutor al lui Dumnezeu către noi, dar totodată este și o declarație de respect a noastră față de Dumnezeu. De aceea, când trece pe lângă o biserică, creștinul bun se însemnează cu Sfânta Cruce, ca și cum i-ar da binețe lui Dumnezeu, arătând astfel dragostea, respectul și supunerea noastră. Experiența fiecăruia dintre noi atunci ne arată că atunci când suntem în nevoi, în primejdii, în suferințe, primul lucru pe care îl facem este să ne însemnăm cu Sfânta Cruce.
înarmându-ne astfel cu puterea lui Dumnezeu și dobândind pe loc curaj pentru a trece prin încercările ce ne stau înainte. Sfântul Chiril al Ierusalimului ne recomandă călduros să facem acest lucru, spunându-ne astfel, și când mănânci pâine, și când bei apă, și când ieși la muncă, și când te întorci de la muncă, și când trebuie să dormi, și când te trezești, și când călătorești, și când te liniștești, semnul crucii să-ți fie un prieten nedespărțit. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndeamnă pe părinți să învețe pe copiii lor de prunci lecția crucii, spunând astfel, obișnuiții să-și facă semnul crucii, iar când copilul încă este foarte mic și nu-și poate face singur crucea, ajută-l tu, ia-i mânuța și du-o la frunte, la pântece și pe umeri, ca să învețe să se roage cu cinstita cruce. Ar trebui ca în această situație să se afle doar copiii mici. Dar, din nefericire, realitatea ne arată că mulți, foarte mulți, dacă nu chiar majoritatea credincioșilor ortodoxi, pot să spun că bajocoresc Sfânta Cruce, pentru că nu o fac dreaptă. Ori nu ating cele patru părți, capul, da, pentru că aici, aici trebuie să fie înțelepciunea, de aici se iau deciziile toate. Pântecele pentru a stăpâni, patimile, căci de aici pornesc toate, umărul drept pentru a-L întări pe Îngerul cel bun, cel de-a dreapta, și umărul stâng pentru a-L alunga pe cel rău. Ori, cei mai mulți nu mai ating umărul stâng. Alții, am văzut și astăzi, fac doar niște gesturi caragioase. Ori, să știm clar că semnul crucii ne ajută, ne apără și are efect asupra noastră doar atunci când este făcut corect. Crucea trebuie să fie dreaptă, cum este și credința noastră, să fie dreaptă cum ar trebui să fie și mintea noastră, și trăirea noastră. Crucea dreaptă, ea este pecetea lui Hristos, pe când cealaltă este pecetea lui Antichrist, crucea bajocorită. Așa cum ne spunea și Părintele nostru Ghelasie, când intrăm în biserică, decât să facem 100 de cruci, așa zise cruci, anapoda, în grabă, ori din neștiință, ori din nepăsare, din ignoranță, mai bine să faci una când intri și una când ieși, dar mari și frumoase. Și atunci mai mare folos ai. Așadar, iubiții mei, Sfânta Cruce este alături de noi până când ne iese sufletul, până când plecăm din această lume. Dar și mai apoi, ea străjuiește la căpătâiul nostru, la mormânt, până la venirea Domnului Hristos și la înviere. Prin ea, Domnul Hristos este pururea prezent în mijlocul nostru, cu puterea jertfei sale mântuitoare, dându-ne mângâiere și speranță în călătoria noastră pe acest pământ. Călătorie care nu este decât o cale a crucii, o cale a suferinței, a durerilor, o via dolorosa. După cum ne spune și Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, că prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Se cuvine, dar, ca astăzi, mai ales astăzi, și în toată viața noastră, să ne închinăm frumos cu semnul Sfintei Cruci și să o sărutăm cu evlavie, zicându-i, bucură-te, lemn fericit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te, cruce păzitoare a creștinilor. Amin.